Că ne-am întors după Foxy ca să o luăm de la domnul morocănos. Am reușit să o salvăm de acolo și să curățe el, pentru că trebuie să mergem să aflăm neapărat secretul lui Jesse. Vai, Houdini, că m-ați lăsat acolo și m-a pus la treabă. M-a pus și să șterg praful, că a zis că tot vulpișorul nostru i-a murdărit și pe acolo. Am zis, păi, vulpișorul nostru nu face praf, că e un cățel, cum se facă praf. Mamă, citicălos. Și m-a pus să șterg și praful de pe rafturi. Lăsă că o să vadă morocănosul când o să avem deschis magazinul. Nu o să mai poate de ciudă. Adevărat, Houdini Junior? Mamă, deci trebuie să mergem repede acasă. Foxy, sunt curios ce vrea să ne zică Jesse. Și eu sunt super curioasă, dar cred că Houdini Junior o să-și ia o bătăiță. Aoleu, sper că nu. La ceea ce a auzit că ar fi făcut gen. Nu, lasă că Jesse glumește. Da. Hai că glumește, hai dacă că e Houdini Junior. Hai să mergem către căsuță. Hai să vedem. Sunt curioasă pentru ce o fi cumpărat șampanie. Și eu sunt curios pentru că, nu știu, dar băi, șampania înțeleg. E ceva de fericire, să zicem. Dar de ce o mers la doctor? Asta e întrebarea. Oare fi vreo problemă cu sarcina? Sau poate doar pentru că e bine sarcina? Dar aoleu, dar bea șampanie și este însărcinată. Nu e bine, Foxy? Nu, o zis că ea nu bea șampanie. O zis că e doar pentru noi. Ah, ok. Poate și-o lua cea una din aia fără alcool, știi? Robi Bubble. Un Robi Bubble. Posibil, posibil. O să vedem că mergem acasă acum. Abia aștept. Ia uite, l-avem și pe Biluță cu noi. În sfârșit, Biluță s-a realăturat familiei noastre. Da, sta cam mult acolo la vânzătorul morocănos. Are apucăturile lui, parcă. Doi, uite ce viteză bagă. Cred că o băgat mâncare în Biluță. Mamă, parcă nu știu, parcă e mai dolofan așa. Da, nu e mai se gras, pare. E mai gras. Eu da bine să mănânce. Dar știi ce mi se pare dubios? Că e și gras, dar și aleargă foarte, foarte repede în același timp. Da. Cum e posibil asta? Nu știu ce știi ce mâncare i-o fi dat vânzătorul morocănos. Chiar, ia uite, ce frumos e Biluț al nostru. Hai să mergem, Foxy, în căsută să vedem ce se întâmplă cu Jesse. Haide. Secretul, care-o fi secretul? Care-o fi secretul? Care-o fi secretul? Să vedem care este secretul. Mamă, de-abia aștept. Haide, și Foxy, eu să intrăm. Hai să vedem unde este Jesse, unde Jesse? Ești? Uite oaie. Văd oaia, unde este Jesse? Jesse? Dă-te oaie. Oaie, dă-te că ești cam grăsuță. Ce grasă e oaia. Mamă, ești și murdărie. Jesse, unde ești? Uite pe vulpița. Ce faci, vulpița? Vulpița, unde este Jesse? Hello, guys. Atâta? Altceva nu? Ceva în engleză, nu mai știi? No, sorry. Uite pe Jesse. Hey, Jesse, ce faci? Pe tine te căutam. Vă așteptam de atâta timp și nu ați mai venit. Unde este Houdini Junior cu gagica aia? Este aici, este chiar aici. Unde ești, Houdini Junior? Sunt aici, mă uitam la lamă. Ce te-a scos după mine, Houdini Junior? Mi-era puțin de frică, gata, vin, Jesse, sunt aici. Houdini Junior, vină încoace, ce gagică, Houdini Junior, te uitai după o gagică pe școală? Dar nu era nicio gagică, Jesse, era o lamă. Era un domn profesor care avea o lamă pe școală, dacă îți vine să crezi. De eu am auzit ceva de o gagică blondă. Nu, era lama, cum avem noi lama în grădină. Adică era doar un animal? Da, și era pe școală sus de tot. Și că este un profesor care își pune lama sus. Aoleu, stai că s-a băgat la baie, Jesse Foxy. M-am dus să mă aranjez. Oh, te aranjezi? Dar de ce te aranjezi? Că am plâns de supărare. De ce ai plâns? Parcă erai fericită. Am văzut o gagică. Nu, stai liniștită. Era o lamă. Era un domn profesor care a cumpărat o lamă de la vecinul nostru cu lamele pe care știi și și-a uitat ce aici, niște lame. Și aparent nu avea voie cu ea în școală și și-a pus-o pe școală. Houdini Junior, îmi pare rău, am aflat prea târziu. Eu credeam că te uiți după o gagică. O gagică? Nu, stai liniștită. Dar ce tot faci pe aici, Jesse, pe e la baie? Eu drumul la apă, să fac baie mai încolo. Am înțeles. Dar mama, puteți stai cu mine, că doar îmi dau drumul la apă. Mamă, dar ți-ai pregătit pe aici de toate? Păcat că am înțeles prea târziu că nu e vorba de gagică, că i-am tăiat tricoul preferat al lui Houdini Junior, că m-am supărat tare pe el. Nu, tricoul cu Batman, pe bun.
pe tricou și ți-am făcut niște mustăți în loc. Nu! Nu ai bău de supărare! Eu crezi că te uitai în bugagică și m-am supărat! Dar nu mă uitam! Mă uitam după lauă, ți-am zis! Da, Jesse, stai liniștit, era cu noi. Doar ce eram la magazin acolo, ne uitam pentru că ne gândeam așa noi unde să punem marfa, pentru că am comandat marfa, urmează să vină. Și după aceea am văzut-o lamă pe școală și am intrat în școală. Sigur, nu-i țineți apărarea că sunteți părinții lui Houdini și Nior. Nu, stai liniștit, au fost fiecare secundă lângă noi. De regulă, atunci nu vă mai dai florile. Ce? Ce-o zis? Ce-o zis Jessie Foxy? Zici ceva că ne taie florile? Ai zis cumva că ne taie florile și trengaro? Păi, asta am zis, ce îmi păteiam lalelele de spărare. Dar de ce să ne tai lalelele când sunt așa frumoase? Ia uite-te și tu, ce lalele frumoase avem în grădină? Păi mi le puneam la mine în vază, în casă. Aoleo, băi ce fetișcană, băi. În fine, haideți să vă zic de ce v-am chemat acasă. Ia spune-ne, da, așa, secretul, trebuie să aflăm secretul. Spune-mi și mie, că eram curios. Am fost la doctor cu mami și am aflat sexul bebelușului. Au, cât de tare! Și ce este? Băiețel? Ba nu, fetiță, ba nu, băiețel, ba nu, fetiță. Jesse, ne nebunești de cap, ce este, fetiță sau băiețel, că nu mai înțeleg nimic. Fetiță, băiețel. What? Auzi, Foxy, e fetiță băiețel. Ai gemeni? Ai gemeni, Jesse? Adică, mă rog, aveți, eu, Houdini Junior, o să aveți gemeni. Nu, e fetiță sau băiețel. Cum adică e fetiță sau băiețel? Nu înțeleg, adică nu se știe încă? Ba da. Păi și atunci ce e, fetiță sau băiețel? Fetiță, băiețel. Ah, nu mai pot, am obosit, stai că mă pun aici jos. Explică, Jesse. Eu nu mai explică, înțeleg Jessica. Nimic. Nu mai înțeleg nimic, am mai derutat complet. E fetiță. E fetiță? Nu, e băiețel. Tu faci mișto de noi, Jesse? Da. De ce faci mișto de noi? Că m-ați supărat. Aoleo, faci mișto de noi. Mă învârt în cerc. Mă ia supărarea, mă învârt în cerc. Ia uite, a făcut și vulpișorul aici. Mizeria acum ai de adunat. Pune-te jos, tată sofru, nu te mai învârti aiurea. Gata că m-am amețit, spune-mi ce e. Fetiță. E fetiță? Nu! Dar ce e? Băiețel! Jesse, te rog frumos, spune ce este, fetiță sau băiețel? E de convenit și vulpița să asculte să vadă. Vulpițo ne joacă feste, Jesse, nu știu ce e de capul ei. E fetiță. Deci e fetiță până la urmă? Nu, e un bebeluș. Știm că este un bebeluș. Jesse, ce e, fetiță sau băiat? Spune că nu mai pot. Fetiță, băiat. Aoleo, iar o luam de la capăt. Spune-ne, băiat, te rog. Nu se poate, e aceeași chestie. E votați. Să vedem voi ce doriți. Eu cred că este băiețel. Așa, Foxy, tu ce crezi că e? Poate fetiță. Houdini Junior. Eu cred că este băiețel. Vulpița, tu ce crezi că este? Ia să vedem ce crede vulpița. Aoleo, vulpița e cu engleza ei. Cum adică boy? Ce? Nu-s boy. Aoleo, Houdini Junior. Trebuie să știi engleză, Houdini Junior, ca să înțelegi ce zici vulpița. Știi și tu engleză, Houdini Junior, zicea că e băiețel. Așa, da. Și o să aflați acum. Este băiețel. Oh, super, este băiețel. O să menține băiețel. Ce drăguț, Jesse! Păi atunci scoate șampania să înceapă petrecerea, morc aici pe masă, ia uite mă, morc pe masă, să înceapă petrecerea și dansul pentru că, op, ia uite că am căzut de pe masă, pentru că o să avem un băiețel în familia noastră! Op, 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 dans balans! Yay! Ura! Felicitări! Ce fericit sunt! O să avem un băiețel! Unde te-ai dus, Houdini Junior? Nu mai pot, am ieșit afară, eram plin de emoții, gata, am venit înapoi. Să înceapă petrecerea! Mă bag în aragaz! Nu te
băgat, ragaz. Ieși afară de acolo. Ieși adu pahare de acolo. Pentru șampanie. Adu paharele pentru că începe paranghelia. Deci cam ăsta a fost episodul hudinașilor și pulpițelor. Dacă v-a plăcut, un like, un share și un subscribe. Se pare că o să avem un nou băiețel în familie. Pentru trecere. Aplauze! Și o să ne distrăm acum, să înceapă petrecerea. Pa, pa! Pa, pa!